În dimineața zilei de 11 martie, ușile judecătoriei Roman au rămas multă vreme închise pe motive de coronavirus. Instituția a emis un comunicat din care am spicuit pentru dumneavoastră fragmentele importante. Pentru a evita aglomerarea sărilor de judecată, toate ședințele de judecată se vor derula într-o manieră care să permită prezența simultană a maximum 15 persoane în fiecare sală de judecată. În acest sens, se recomandă ca strigarea cauzelor și a justițiabililor să se facă în etape pe loturi de cauze, astfel încât să se evite aglomerarea în săli. Totodată se recomandă ca la fiecare 90 de minute ședința de judecată să fie suspendată pentru o perioadă de 15 minute, timp în care se va asigura aerisirea și igienizarea sălilor. Pe holurile instituției nu vor putea staționa mai mult de 20 de persoane. Se recomandă ca persoanele aflate în incinta sediului judecătoriei Roman, fie că staționează pe holuri, ori se află în sălile de judecată, să stea la o distanță de minimum metru una de cealaltă. Se recomandă cetățenilor, justițiabililor și avocaților să transmită corespondența adresată judecătoriei Roman prin poștă la adresa din municipiul Roman, piața Roman Vodă numărul 1, sau prin e-mail jud.roman@just.ro. Se recomandă cetățenilor să evite prezența neesențială în sediul judecătoriei, să examineze posibilitatea de a solicita judecata cauzei în lipsă și posibilitatea de a fi reprezentați în fața instanței prin intermediul avocaților aleși, acolo unde prezența personală a părții în fața judecătorului nu este obligatorie. În vederea reducerii interacțiunii directe la nivelul personalului și activităților de lucru cu publicul, programul cu publicul va fi redus după cum urmează. Compartimentul de arhivă va lucra luni, marți, miercuri, joi și vineri doar între orele 10 și 11, cu accesul simultan a unui număr de maximum 3 persoane. Se vor lua măsuri corespunzătoare pentru igienizarea și aerisirea biroului de registratură, atât înainte cât și după programul cu publicul. Alte măsuri preventive luate de conducerea instanței țin de dezinfectarea în fiecare dimineață a sălilor de judecată cu soluție pe bază de clor sau alcool. Personalul care deservește serviciile de arhivă, agenții procedurali, relații cu publicul va fi dotat cu mănuși medicinale, măști de protecție de unică folosință și gel dezinfectant. Accesul persoanelor private de libertate la termenele de judecată se va asigura pe un itinerariu în care contactul cu personalul instanței să fie limitat sau evitat. Se va stabili un interval de timp diferit privind judecarea cauzelor cu inculpați aflați în stare de arest față de cele care vizează inculpații cercetați în stare de libertate. Se vor lua măsuri pentru asigurarea prezenței persoanelor private de libertate la judecarea cauzelor prin videoconferință, în măsura în care specificul cauzei și împrejurările concrete o permit. Igienizarea tuturor spațiilor din sediul judecătoriei Roman se asigură de către personalul de curățenie de cel puțin 3 ori pe zi. Conducerea judecătoriei a înștiințat și serviciul de probațiune Neamț cu privire la măsurile luate în vederea limitării accesului persoanelor supravegheate în sediul secundar al acestuia care se află în incinta judecătoriei Roman.